Bună, mă numesc Elena, sunteți pe canalul meu de YouTube Let's Teach și această săptămână o să continui prelucrarea după tabloul Afecțiune maternă. Este o lucrare mare, cine îmi urmărește deja știe. Ceea ce vedeți în imagine este 13,54%. Mi-ar plăcea foarte mult această săptămână să lucrez și să înaintez măcar încă 2%. Asta ar trebui să fie cel puțin 4.000 de puncte de cruce, dar o să vedem. Iată, în imagine, aici deja este, această porțiune este cu 100 și mi-ar plăcea să mai fac aici cel puțin încă 4.000 de cruciulițe. O să vedem, e perioada școlară în care alergăm și mergem după copii și îi ducem și îi aducem și tot așa. Așa că sper să reușesc să fac măcar atât. În câteva secunde o să vedeți cât am reușit următoarele 3 sau 4 zile. Au trecut 3 zile și am lucrat 3.426 de puncte, deci foarte bine, chiar am avut mai mult timp la dispoziție, m-au ajutat și cei de acasă. La moment sunt 15,23% și după cum vedeți a apărut o porțiune destul de bunicică aici, se văd 3.426 de puncte, se văd foarte bine. M-a ajutat și faptul că în această porțiune sunt, practic, aici e o culoare, adică e un blend, de fapt. Aici este foarte mult de una și aceeași culoare. Pe aici mai sunt și câteva, de fapt, mai degrabă, iată pe aici, mai sunt și alte nuanțe cu puncte unice, au fost câteva. Dar, în general, practic, se ia un fir și îl duci până la capăt. Nu am întâmpinat probleme și mare dificultate aici, dar, iată, încă mai am, de exemplu, cu această nuanță, încă am să merg până aici și pot și să fac și această porțiune. Vedem cum reușesc astăzi și mâine, mai pot să lucrez, suntem la prima oră, 8:34, dar sâmbătă mergem la o zi de naștere, deci practic ziua, duminică cred că o să filmez, am două zile, dacă mai fac și în aceste două zile câte 1.000 de puncte, o să fiu super fericită și mulțumită. Abia aștept să termin această parte, dar tot mă uit și zic că e foarte mult. Încă am foarte mult aici de lucrat și să trec la partea de sus, unde o să fie mai multe detalii și deși o să fie mult mai greu de lucrat, dar o să fie mai interesant că atunci când apare câte un detaliu, deja simți altfel că merge lucru. Nu vă mai bat la cap, în câteva secunde o să apară și ce am lucrat celelalte două zile, să vedem tabloul mai detaliat, adică mai bine, mai clar. Au trecut 3 zile și am mai lucrat joi 1420, vineri 989 și sâmbătă 439. Da, mi-am făcut un pic de timp și am mai lucrat și sâmbătă. În total, această săptămână, foarte productivă, 6274 de puncte. Și mi-am pus ca scop la începutul videoclipului să fac cel puțin 2%. Eu am făcut 3. 3 și chiar un pic mai mult. Ceea ce nu poate doar să mă bucure și mă bucură foarte mult că
se vede destul de bine aceste 6200 de puncte. Iată, practic, această porțiune, aici era un pic cusut, această porțiune a apărut în această săptămână. Da, mai am încă destul de mult până la finalizare și mă refer la această bucată, nu la finalizarea întregei lucrări. O să dureze încă destul de mult, dar știu că acum încă este destul de plictisitor. Pentru mine merge destul de repede, pentru că sunt porțiuni cu fâșii destul de mari de una și aceeași nuanță, blenduri în general, unde și unde se mai găsește câte un singur punct single și atunci alea mai sunt și din ața care nu trebuie combinată, dar în general sunt blenduri. Mai departe, aici, de exemplu, o să mai fie încă o fâșie cu un blend, după care, iarăși, iată, de exemplu, o să am iarăși o linie, aici mai, nu e foarte groasă, e o linie mai subțire cu nuanțe mai deschise, dar fiind mai un pic mai complicată. După cum vă spuneam, de exemplu, aici se vede cu ochiul liber că este rochia este din catifea, dar iată aici la mâinică, că tot stăteam și mă gândeam, ce mai e asta? Este mâinica, pentru că se vede și în cealaltă parte, iată aici un picuț. Cred că pe dedesubtul hainei este dintr-un alt material. Nu cred că este catifea, mai departe, mai degrabă mi se pare un... mi se pare că e mătase. Nu știu dacă poate greșesc, dar după ce o să încep să cos, sper că o să-mi dau seama mai bine. Poate fi ceva satin sau nu știu, nu știu ce să zic, dar oricum se vede că o să fie o porțiune destul de complicată cu multe nuanțe. Dar până acolo mai e încă destul de mult, după cum vedeți, iată această porțiune și cred că o să fac mai degrabă aici, această culoare mai închisă, după care o să trec deja la această parte, cam până aici o să fie, dacă nu mă înșel, cam așa este după cum am lucrat eu până la moment. Mai departe, săptămâna viitoare o să fie altă lucrare, așa că cu această lucrare ne revedem peste, adică eu o încep peste o săptămână, dar dumneavoastră să vedeți deja peste două săptămâni următoarea lucrare. Mi-am așezat umbreluța. Vă doresc un weekend liniștit și... să aveți spor în toate. Pe curând!